Sonia Licht, președinta Forului Belgradean pentru politica regională, este ferm convinsă că fără societatea civilă este imposibilă desfășurarea cu succes a procesului integrării. Este foarte important rolul societății civice în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Ce este, de fapt, societatea civică? Ea adună toate organizațiile și inițiativele în care cetățenii investesc propriile forțe cu țelul asigurării unei societăți mai bune. Sunt ferm convinsă că fără societatea civică este imposibilă desfășurarea cu succes a procesului integrării și realizarea a ceea ce ne-am propus. Să devenim membru cu drepturi egale al Uniunii Europene. Experiența României în acest domeniu a fost mult mai simplă decât a Serbiei, a afirmat Oana Popescu de la Global Focus din București. Din nou, organizațiile societății civile, toată zona și academică, dacă vreți, și dialogul cu cetățenii, efectiv, trebuie să fie consolidat, pentru că numai ei pot să realizeze această transformare socială, nu doar un push pe care îl fac elitele politice. Aderarea Serbiei în spațiul comunitar este un orizont pe care trebuie să și-l propună cu cea mai mare seriozitate și este nevoie de o mobilizare comună pentru a ne îndeplini țelul. Stat cu drepturi egale în Uniunea Europeană. S-a constatat la conferința noua strategie de extindere a Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest de la Belgrad.